Ok, cred că am zis tot ce aveam de zis. Acum vreau să intru un mesaj și voi lăsa timp pentru la urmă, eventual, să mai cântăm și să ne mai rugăm. Amin? Mesajul pe care l-am este următorul. Gândește în miracole. Să gândești în miracole. Cum sună? Adică măsura gândirii tale să fie în miracole. Când mi-a venit titlul ăsta de predică în minte și am luat Biblia așa în mintea mea și am început să caut miracole, să caut momentele în care Dumnezeu a cerut miracole de la poporul său, pur și simplu m-a uimit, pentru că Dumnezeu a căutat întotdeauna să modeleze mințile copiilor săi înspre a cere miracole. Amin? Dumnezeu nu cere lumii, nu are pretenția de la lume să caute și să ceară minuni de la Dumnezeu. Însă noi, ca și copii al lui Dumnezeu, avem, cum să zic eu, datoria chiar de a cere și de a gândi în miracole. Amin? Adică fiecare oportunitate pe care viața mi-o aduce, fiecare context pe care viața mi-l aduce înainte, să fie un potențial miracol. Iar miracolul este acel moment în care Dumnezeu își glorifică ce? Numele. Amin? Dumnezeu își glorifică numele. Și am notat aici trei puncte: Dumnezeu care cere miracole, Iisus care cere miracole, Duhul Sfânt care ne cere miracole. Atât Dumnezeu ne cere să gândim în miracole, cât și Iisus Hristos, cât și Duhul Sfânt ne cer același lucru. Și l-avem aici pe Moise, primul exemplu. Am sărit deja multe, multe alte miracole și sar direct la miracolul de la Marea Moartă, când Moise ajunge în impas, când Moise ajunge cu poporul în fața Mării Roșii și în spate era armata lui Faraon. Și poporul începe să plângă. Moise începe să tremure de emoții. Nu știa ce să facă. Nu mai erau, de fapt, ce emoții. Emoții ai când ai examen la școală. Dar când vezi în față apă și în spate mare armată care vine să te nimicească, e deja spaimă, e groază. Și Dumnezeu în acel moment le cere să gândească în miracole. Zice Dumnezeu, ce rost să-și au strigătele acestea? Moise întinde toiagul și marea s-a crăpat în două. Dumnezeu începe să... De fapt, știți când a început Dumnezeu să-L obișnuiască pe Moise să gândească în miracole? Pe Muntele Sfânt, da? Când l-a pus să bage mâna și a scos-o plină de lepră, când l-a pus să arunce toiagul și s-a transformat în șarpe. Vedeți, când te apropii de Dumnezeu, începi să-ți însușești gândirea Lui. Iar Dumnezeu întotdeauna gândește într-un mod fantastic, care cere miracole. Amin? Iosua a învățat acest lucru de la Moise și de la Dumnezeu implicit și ajunge Moise la Gabaon. Te rog, dă la Iosua, capitolul 10, cu versetul 12. Iosua 10, cu versetul 12. Să vedeți ce fantastic lucrează Dumnezeu prin Iosua, care și-a însușit o gândire în miracole și a început să acționeze prin ce? Miracole. Atunci Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriți în mâinile copiilor lui Israel și a zis în fața lui Israel: oprește-te, soare, asupra Gabaonului și tu, lună, asupra văii Aialonului. Mai departe, și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în cartea dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. Iosua, care începe să gândească în miracole. Ai dori o gândire din aceasta? E fantastic, știți? Îmi place așa de mult și vreau și mă rog și spre asta tind și vreau ca Biserica Profidă să tindă spre această gândire. Amin? Când vezi o oportunitate să zic, hopa, îmi miroase a miracol aici. Amin? Îmi miroase a miracol. Aici trebuie să aibă loc un miracol. Haleluia! Wow, așteptam ocazia asta, Iisuse, îți mulțumesc pentru o nouă oportunitate de a face un miracol. Amin? Nu-i spune Dumnezeu lui Iosua: Iosua, fii atent, hai să facem ceva împreună, tare de tot.
să oprim soarele, să oprim luna. Și Iosua, Doamne, dar crezi că poți? Da, Iosua, pot! Și a stat Dumnezeu cu Iosua vreo jumătate de oră, o oră după ceas de vorbă și Iosua zicea, Doamne, totuși mă uit la soarele ăsta și mi-e greu să cred că Tu îl oprești acolo. De fapt, știți, nu soarele, greșesc eu. Știi? Mi-e greu să cred că pământul se oprește și rămâne exact fix pe aceeași poziție ca soarele să... Da? Mi-e greu să cred că și luna, satelitul pământului, se va opri. Deci este incredibil și fantastic ce s-a întâmplat. Dumnezeu a oprit dita mai pământul. Știți, mi-l imaginez așa, imaginați-vă, nu știu, fiți un pic copilași așa în imaginația voastră și imaginați-vă pământul că pune frână. Și pune un pic pământul frână, știi? Ce s-a întâmplat? Oprim un pic pământul, pentru că undeva un punct, pe un punct mic de pe pământul ăsta se bat unii. Dar ăia furnicile alea care se bat sunt copiii mei. Și trebuie să-i bată pe ăștia de să-i rupă pe vrăjmașilor. Imaginați-vă aspectul ăsta. Se oprește și luna, pune luna frână. Se oprește luna. Și, Doamne, m-am oprit? N-am făcut niciodată asta. Oprește-te, că Iosua mi-a cerut să te oprești. Este fantastică credința unui om să oprească pământul în loc. E miracol sau nu e miracol? Ce, trecem repede peste Biblie, știi? Și Iosua a zis pământului să se oprească și s-a oprit și trecem la pasajul următor și, Doamne, dar eu n-am înțeles nimic. Oprește-te și gândește-te la ce s-a întâmplat acolo. Pământul s-a oprit în loc. Am pus frână pământului. Fantastic! Am pus frână pământului. Eu, Dumnezeu, pentru cine? Pentru Iosua, ăla care este pe pământ cât un... o gămălie de ac. Mă rog Domnului să am credința asta. Amin. Vrei credința asta? Amin. Cine vrea? Asta e credința pe care Dumnezeu o cere bisericii Lui. Asta e credința. Nu Dumnezeu i-a dat ideea asta lui Iosua. Iosua a venit cu ideea asta la Dumnezeu. Iosua a venit cu ideea asta la Dumnezeu și vreau să vă mai spun un aspect al credinței și vreau să vă, nu știu, cât timp predic să ne și rugăm, amin? În același timp, haideți să le facem pe amândouă, când aveți așa în fața voastră câte o idee grozavă din cuvântul lui Dumnezeu, să ziceți, Doamne, o vreau, Doamne, vreau să fiu așa, amin? Doamne, vreau să fiu așa, haleluia! Știți, îmi place versetul, pune la Andrei, ăla 12, cred. Când Iosua a zis în fața lui Israel, oprește-te. Adică Iosua a dat dovadă de o credință fantastică. Nu s-a retras Iosua un pic și a băgat sabia în teacă și a zis, stați un pic, voi duceți-o la bătaie că mă duc să vorbesc cu Dumnezeu. S-a pus Iosua în genunchi și a zis, Doamne, am o idee, dar mi se pare un pic cam absurdă. Ai vrea să oprești pământul, Doamne? Puțin, până îi batem pe ăștia. Aproape o zi. Vrei? Hai, te rog, Doamne. Și a deschis acolo Scriptura. Mamă, mi-a picat de la Geneza, nu-i bine. A picat de blestem, iar nu-i bine. A picat de la Psalm, da, uite, Domnul vrea. Iosua a îndrăznit înaintea lui Dumnezeu, amin? Și a spus asta în fața poporului Israel și n-a căzut de absurd și n-a căzut de, știi, băi, Iosua, cred că e obosit, mă, e deshidratat, l-a bătut soarele, dați un par cu apă. A început să se roage, să oprească Domnul, luna, pământul, ia uite-te, mă, la el. Băi, treziți-l! Nu, asta s-a întâmplat! Think in miracles! Amin, mă pregătesc să predic în engleză. Mi-a cerut Domnul să încep să predic, să vorbesc mai mult în engleză, că o să predic în engleză. Haleluia, abia aștept! Amin. Asta e o promisiune. Dă mai departe, Iisus a cerut să gândim în miracole. Iisus a cerut să gândim în miracole. Vreau să spun un lucru. Iisus în cele mai, nu știu, grele momente prin care ucenicii au trecut, a cerut un miracol. Știți, era Iisus Hristos pe mare și a venit o mare furtună. Și s-a ridicat Iisus în mijlocul corabiei și a zis, Petre, ia repede vâsla și dă-i! Și a început Petru. Și a început să țipe la Ioan și la Andrei, băi, vâslele, vâsliți, vâsliți! Și Iisus, hai, hai, hai! Asta s-a întâmplat.
băi, nu vreau să mor, hai repede, hai vâzlit. Și s-a făcut Iisus Hristos un șef de galerie acolo în barcă și a început să, hai, hai, vâzliți. Nu, se trezește Iisus în mijlocul furtunii și zice, puțin credincioșilor, de ce n-a zis furtunii să se oprească? Gândește în miracole, obișnuiește-te cu asta, obișnuiește-te să gândești în miracole. Wow, ce oportunitate, Iisuse, îți mulțumesc pentru această furtună. De când voiam să oprești eu una ca tine? Aleluia! Mamă, ce așteptam furtuna asta. Ca Petru, Petru care începe să gândească în miracole. Îl vede pe Iisus că venea și mergea pe ape, Iisus. Și iarăși vreau să mă gândesc ca un copil, să-mi imaginez Scriptura ca un copil. Și e fantastic, v-ați gândit vreodată cum e să mergi pe ape? Cine ar vrea să meargă pe ape? Iar citim Biblia repede, a, Iisus a mers pe ape și care-i faza, pam, trece mai departe. Gândește-te să fii în tălpile goale, apa rece, să simți așa apa rece, să urci pe un val, că nu ne zice Scriptura că trece Iisus prin val, știi? Venea un val, buf, trecea prin ele și apa pe val. Poate a făcut și asta, nu știu. Știi? E fain să faci asta. Dar îmi imaginez așa cum urca pe val, cobora pe el fără placă de surf, știi? Cobora pe val și că marea nu era, știi? Era agitată. Iisus mergea pe valuri. Ai înțeles? Și îl vede Petru pe Iisus și aici se întâmplă ceva în mintea lui Petru care aș vrea să se întâmple și în mintea mea. O oportunitate de a face același lucru ca Iisus Hristos. Aleluia, amin. Același lucru ca Iisus Hristos. Și zice Petru, ocazia asta nu mai ratez, gata. Aleluia. Ocazia asta nu e de ratat, Iisuse. Da, Petre, mă las să cobor și eu din barcă. Hai, Petre. A zis Iisus, știi ceva, auzi, mă, ești exagerat. Știi că doar eu pot să merg pe ape? Și că eu sunt Dumnezeu? Stai acolo frumos în bancă. Obraznicule, cum îndrăznești să gândești așa? Iese Petru din barcă, pune ca pe beton piciorul. Îl pune și pe celălalt. Wow! Mă ține apa, știi? Mă ține apa și începe Petru, hotărât. Și la un moment dat se gândește, ce fac? Ca Tom și Jerry care a mers prin aer, știi? Ai înțeles? Și azi sunt desene, aleargă Tom și Jerry, auzi? Tom și Jerry, am zis bine, nu? Tom și Jerry, am zis prima oară. Aleargă Tom și Jerry, aleargă împreună ei acolo și vreo 100 de metri în aer. Și după aia își aduc aminte că sunt în aer și pică. Știi? Petru merge și el pe ape și la un moment dat își aduce aminte, asta e apă. Și începe să se scufunde. Pentru că n-a mai gândit în miracole. Gândirea ta în miracole, și trag de aici o concluzie, trebuie să fie continuă. Amin? Continuă, pentru că dacă la jumatea bolii te-ai răzgândit și ai zis, a vindecat Domnul Iisus de cancer, da, cred că a fost așa o întâmplare, că am auzit că unul din 1000 se mai vindecă, știi, mi-a trecut febra asta, dar eu cred că mai vine, că n-are cum, am fost vindecat de ulcer, dar eu cred că dacă mă stresez un pic, vine iară ulcerul și vine iar și te scufunzi, ai înțeles? Pentru că gândirea ta în miracole și în puterea lui Hristos trebuie să fie continuă, amin? Trebuie să fie continuă, nu trebuie să tremure genunchii. Trebuie să fii acolo tare pe poziție. Da, Iisuse, cred că pot în numele Tău, amin? Haleluia! Gândește în miracole! Haleluia! Trecem mai departe. Iisus Hristos i-a certat, vedem în Matei 8:26, caut Andrei, Matei 8:26, Iisus chiar s-a supărat pe, mă întorc la miracolul potolirii furtunii, Iisus chiar s-a supărat pe faptul că ucenicii n-au gândit miraculos. Iadă, de ce vă este frică puțin credincioșilor? De ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Vedeți? Aleluia! Trec mai departe la hrănirea mulțimilor, Matei 14:16. Aici este un pic, din punct de vedere al normalității, este total absurd ce le cere Iisus Hristos ucenicilor. Este foarte absurd. Erau acolo 5.000 de oameni, numai bărbați,
Erau femei, încă vreo 5.000, dacă nu mai multe, că multe erau fără bărbați acolo, că bărbații erau la muncă, numai 5.000 de bărbați, hai să zic încă vreo 5.000 de femei și copii, poate mai mulți decât ăștia 10.000 la un loc, pentru că dacă o mamă venea cu 2-3 copii, deja ne ducem în 20.000 de oameni, 20.000 de oameni, jumate din stadionul național, da? 25, jumătatea, da, să zicem pe acolo, da? Ok, mulțumesc. Uite cine știe cât are Național Arena. N-au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus. Dați-le voi să mănânce. Și s-a uitat Petru așa un pic peste stadionul din fața lui și a zis, Iisuse, i-ai numărat? Iisuse, îți dai seama la câți predici? Da, îi știu pe toți și știu, dacă vrei, îți zic și adunate cam câte fire de păr au în cap. Adunate la ăștia vreo 20.000. Vrei să-ți dau un număr de ăla de nu se mai termină? În câteva miliarde. Da? Știu cât sunt. Dați-le voi să mănânce. Iisus începe să-i obișnuiască pe ucenici să gândească în miracole. Ăsta a fost planul lui Iisus Hristos cu ucenicii săi și ăsta este planul lui Iisus cu tine. Amin? Să gândești în miracole. În cele mai grele circumstanțe tu să gândești în miracole. Vreau să vă întreb, este obișnuită Biserica Profide să gândească în miracole sau nu? Dar este obișnuită Biserica lui Hristos de astăzi, 2018, din anul acesta, să gândească în miracole sau nu e obișnuită? În mare parte nu e, din păcate. În mare parte nu e din păcate. Citiți, duceți-vă acasă, dragilor, și luați Evangheliile din nou. Și citiți fiecare miracol în parte și veți vedea că scopul lui Iisus Hristos, scopul general al lui Iisus Hristos din cele patru evanghelii este să facă fix chestia asta. Să învețe pe ucenici să gândească ca Dumnezeu. Tu trebuie să ai gândirea lui Dumnezeu. Amin. Trebuie să ai gândirea lui. Haleluia. Le-a dat Iisus să mănânce sau nu le-a dat? Le-a dat la toți să mănânce. Și ia să vedeți Luca 8, 49, 56, de citit versetele 51 și 54. Aduceți-mi și mie, vă rog frumos, un pahar de apă, Cristi, te rog. Sau Andrei. Luca 8, 51, 54. Când a ajuns la casa fruntașului a lui Iair, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, fetița lui era moartă, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și pe mama fetei. Mai departe, toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis, nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Vedeți cum gândea Iisus? Ei își băteau joc de el, că știau că murise. Dar el, după ce a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare, fetițo, scoală-te! A strigat cu glas tare. De multe ori m-am gândit, de ce ar trebui să strigi? Iisus a strigat la fetița aia, a mustrat duhul de boală, a țipat la duhul de moarte și l-a scos afară. Amin? Vreau să vă întreb un lucru. V-ați gândit vreodată de ce Iisus Hristos i-a scos pe oamenii ăștia afară din casă? Necredință. Iisus Hristos a scos necredința afară. Dacă aș aduce în față aici un bolnav și aș vrea să cer bisericii să mă rog pentru la un bolnav cu o boală grea, întrebarea mea care mă frământă este, pentru că eu nu știu ce e în inimile și mințile voastre, întrebarea care mă frământă pe mine este pe câți ar trebui să-i dau afară din biserică? O soră! Nu mai lăsăm pe nimeni, soră! Câți ar trebui să dăm afară? Câți ar trebui să dăm afară din biserică? Niciunul ar trebui să nu dăm, nu? Dar când ajungem la performanța aia, să rămânem toți aici să ne rugăm. Dragilor, la biserică nu vii la spectacol, ca la circ, știi? E unul în față și face țum, 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 a scos iepurele, știi? Nu, biserica este forța lui Hristos, amin? Biserica este mădularul lui Hristos. Eu când fac ceva pentru Hristos, nu fac doar cu degetul ăsta, știi? Iisus, ai nevoie doar de degetul ăsta.
Iisus Hristos are nevoie de tot trupul meu. Picioarele mă duc către un miracol, amin? Mâinile mele sunt puse peste un miracol. Gura mea rostește vindecarea de peste acel bolnav. Urechile mele aud mărturisirea acelui bolnav dacă vrea și are ce să zică. Sau mărturisirea că a fost vindecat, mărturia că a fost vindecat. Am nevoie de tot trupul meu ca să-mi făptuiesc un miracol în numele lui Iisus Hristos. La fel și biserica trebuie să fie toată acolo. Nu-mi deșurubez un picior și las acolo, că piciorul nu crede. Și mă duc într-un picior, știi, să fac un miracol, că am constatat că nu mă ascultă un picior. Sau nu-mi zice mâna, știi ceva, Tony, eu nu prea cred, mă poți lăsa acasă și eu încep, știi, țâc, 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 și o las pe etajeră. Vin la voi cu o mână. Ce faci, frate, Tony, doar o mână? Păi aia n-a crezut. Ai înțeles? Iisus Hristos cere bisericii lui să gândească ca el. Amin? Haleluia, toată biserica. Dacă ieși în față, las că-i fratele Tony, se roagă acolo, că am auzit că a primit el putere, nu mai e nevoie și de noi, acum hai să vedem ce s-a întâmplat, se face fratele Tony de râs sau nu se face? Și zic, uite-mă că nu s-a făcut mă de râs, a fost vindecat, da, vedem, data viitoare nu se știe. S-ar putea ca tu să crezi mai mult ca mine și am nevoie de asta, amin? S-ar putea ca tu să crezi mai mult ca mine. S-ar putea ca eu să fiu Petrul ăla care la un moment dat să-mi tremure genunchii, să mă scufund și să țip pe Andrei din barcă. Andrei! Petre! Du-te! Du-te, Petre, că poți! Haleluia, amin? Du-te, Toni, că poți în numele lui Iisus Hristos, amin? Haleluia, am nevoie și voi aveți nevoie de mine și eu am nevoie de voi. Cu toții suntem un organism și trebuie organismul ăsta să fie regenerat, să fie umplut de credință, amin? Amin, aleluia. A dat Iisus Hristos necredința afară din casă și a păstrat din 12 ucenici, a păstrat 3. 3 a păstrat. Ia dă înapoi să vedem câți ucenici a păstrat. Scrie? Unde scrie? Mai. 50 și... aici. Decât pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și părinții, că ăștia pe ăștia îi durea și simțea, dacă te doare simți. Ai înțeles? Dar l-a păstrat pe Petru, l-a păstrat pe Iacov și l-a păstrat pe Ioan. Și vine un moment în care Petru trebuie să repete ce a făcut Iisus Hristos. E chemat Petru, dar nu îi se spune de ce e chemat. Telegramă. Frate Petru, vino de urgență la noi. De urgență. Se duce Petru la ei. De ce m-ați chemat, dragilor? Petru a fi zis, bă, probleme în comitet. Știi? Cine știe ce probleme or fi? Cine știe ce s-o fi întâmplat? Și biserica ce, frate Petru, ne-a murit Dorca, cea mai minunată femeie din mijlocul nostru, ne-a murit, ce facem cu ea, Doamne? E tânără, mai putea să trăiască, numărul zilelor ei n-a fost de plin. Femeia asta a ținut biserica asta în viață cu dărnicia ei, l-a adus pe Hristos în mijlocul nostru, ne-a învățat sacrificiul, ne-a învățat ce înseamnă să simți și să porți poverile celui de lângă tine. Avem nevoie de femeia asta. Petru zice, păi stați să mă uit un pic pe fișa de deces. Cancer. Oh, greu. Dacă murea și ea de, nu știu, infart, era mai ok, știi? Da. Nu prea merge. Hai să facem un priveghi, o slujbă. Petru face același lucru. Îi dă pe toți afară, toți necredincioșii, și începe să se roage pentru femeia asta. Își însușește gândirea lui Hristos și mă rog în această dimineață eu și cu tine să ne însușim gândirea lui Hristos. Amin? Și să fim un Petru care să facem ce a făcut Iisus Hristos. Amin? Să-L copiem în totul pe Iisus Hristos. Iisuse, ai mers pe apă? Vreau și eu. Iisuse, ai potolit furtuna? Vreau și eu. Iisuse, ai înviat un mort? Vreau și eu. Iisuse, ai făcut asta? Și Iisuse, mă leg de un verset, Ioan 13 parcă, nu mai știu exact versetul, cu 34, dar nu-l căuta că nu știu dacă e ăla. Pe acolo, Ioan 13, când zice... și veți face lucruri mai mari decât... Mă leg, Iisuse, de versetul ăla. Știi că ai zis asta, Doamne? Îți aduce aminte? Da, Toni, îmi aduc aminte. Ok, vreau. Haleluia, amin? Ok, vreau. E entuziasmat cine asta sau doar eu? Haleluia! Îmi vine să țip acum. Da, microfonul ăsta care e foarte puternic. Haleluia!
Glorie lui Iisus Hristos. Și Duhul Sfânt. Știți, Dumnezeu a cerut miracole, Iisus Hristos a cerut miracole. Și îmi aduc amintea cu de o ilustrație. Un soldat a avut o mare problemă financiară și n-avea la cine să apeleze, pentru că suma de bani pe care o datora și care îi trebuia era foarte mare. S-a zbătut, s-a dus în stânga, la colegi, s-a dus la familie, s-a dus la toată lumea din jurul lui, toți oamenii cu bani pe care îi știa, și nimeni n-a putut să-l ajute. Și a zis, n-am decât să îndrăznesc la cine? La împăratul. La împăratul lui, la regele lui. S-a dus la rege, a cerut o înfățișare la rege și i-a explicat regelui datoria, i-a spus că este soldat în oastea lui. Regele își cheamă un contabil și îi spune, fii atent, are nevoie de atât, dă-i de 4-5 ori mai mult decât are nevoie. Vine slujitorul cu banii, îi dă soldatului, soldatul când se uită la bani realizează că e mult mai mult decât a cerut și zice, e prea mult pentru un soldat. E prea mult pentru un soldat suma asta de bani. Dar regele îi spune așa, dar nu e prea mult pentru un rege. Nu e prea mult pentru un rege. Amin? Pentru tine s-ar putea să fie prea mult. Și este prea mult, așa-i? Pentru mine e prea mult să mă rog pentru un bolnav de cancer, dar m-a rugat Domnul și am zis așa, dacă urăsc ceva pe lumea asta, este boala. Și vreau să o stârpesc în numele lui Iisus Hristos. Nu mai vreau să văd suferință. Amin? Și cam asta a fost gândirea lui Iisus Hristos. Pentru că nu El este de vină pentru că e suferință pe pământ. Nu El este de vină, să știți lucrul acesta. Păcatul. Și Iisus Hristos nu se bucură și zice, sâc, 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 ai văzut că n-ai ascultat și acum ai cancer. Nu zice așa Iisus Hristos. Iisus Hristos când a văzut boala, îi pare rău pentru că știe că, tu, vreau să spun un lucru, poate te bucuri când un copil de-al tău nu te ascultă și dă cu capul într-o ușă și îi apare un cucui mic, te bucuri un pic, așa zici, ai văzut? Bravo! Bine ți s-a întâmplat că te-am pus să duci gunoi și nu l-ai dus, ai văzut? Te-ai luat ușa în cap. Te bucuri un pic acolo, că știi că e ceva minor, ok, un cucui trece, îi pui o monedă acolo sau o jumătate de cartof tăiat de la congelator, pam, i-ai pus, i-a trecut, că știu cum se face, am tratat multe cucuie. Dar dacă copilul tău pățește ceva grav din cauza neascultării, te mai bucuri? Te-ai duce la el la reanimare să-i spui sâc, 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 s-ai văzut? Nu, plânge acolo! Plânge acolo cu el și nu-ți mai pasă de ce a greșit, nu-ți mai pasă de ce a păcătuit, tu vrei să-l vezi vindecat în numele lui Iisus, amin? Haleluia! Asta a făcut Iisus Hristos cu noi, asta este gândirea lui Iisus Hristos, amin? Nu se bucură Iisus Hristos de boala de peste tine. Iisus Hristos nu se bucură de nicio tragedie de pe lumea asta, nici măcar când este nevoit să accepte ca o tragedie să vină peste fii ai neascultării, nu se bucură de asta. Iisus Hristos vrea să plătească prețul, amin? Vrea să-ți plătească datoria, Iisus Hristos, tu doar trebuie să vii la El. Vreau să, știți, haideți să vă spun, e un pas mare al credinței pe care trebuie să-l facem. Pentru că ne uităm în jurul nostru și puțin gândesc așa, așa-i? Puțin gândesc așa. Sunt biserici în care nu se predică despre minuni. Sunt biserici care cred că minunile nu-și mai au rostul. Sunt biserici care cred că Duhul Sfânt nu-și mai are rostul pe pământ. Vreau să vă spun un lucru. Biblia ne spune că în vremurile din urmă puterea Duhului Sfânt va crește în biserică, adevărat? Și Satana zice opusul. Că în vremurile din urmă, Duhul Sfânt va scădea în biserici. Pe cine credem, dragi și surori? Pe cine credem? Pe Dumnezeu sau pe Satana? Dacă veți nimeri într-o biserică, cu ghilimelele de rigoare, și o spun drept și fără să-mi pară rău și fără să-mi cer iertare vreodată pentru ce vă spun acum, dacă călcați într-o biserică unde vi se spune că focul Duhului Sfânt va scădea în vremurile din urmă, du-te la cel influențat de Satana, deschide-i Biblia și spune-i din Ioel, eu știu de aici că va crește Duhul lui Dumnezeu. Eu știu, și dai și la Fapte 3:28 parcă, și dai și acolo și îi spui, uite, eu știu că Duhul Sfânt va cădea peste biserică
În oricât de mare număr va ajunge ea să fie. Amin? Și cât de departe va ajunge ea în timp, va cădea Duhul Sfânt peste biserică. Amin? Tu trebuie să știi că în vremurile din urmă puterea Duhului Sfânt va copleși biserica. Știți de ce? Pentru că negura de afară va fi mare. Și cât de mare este întunericul afară, pe atât de mult trebuie să lumineze biserica. Nu o să găsești în Scriptură, găsindu-se următoarele versete, să le citești. Când va fi întuneric afară, biserica va stinge lumina. Nu o să vezi așa ceva. Când va fi întuneric afară, se va ridica arca. Ați înțeles? Pe cât de mare întunericul de afară, pe atât de înaltă va fi arca lui Noe. Știți cât de înaltă era arca lui Noe? Cât? 200 de coți. Știi cât înseamnă asta? Cât? Mult, mult. E înaltă rău, înaltă rău. Un cot, știam că are 50 de centimetri. Un cot, da? 50 de centimetri, da, zice cot. 50 de centimetri. Înseamnă cât? Este mare, e înaltă. Pe atât de mult va crește lumina bisericii. Mă apropii de încheiere. Rog echipa să fie și ea gata. Beni, hai să mă ții un pic la pian. Că vreau să facem rugăciune. Duhul Sfânt, spuneam că ne cere să gândim în miracole. Îl văd pe Pavel, care ajunge pe o corabie și Duhul lui Dumnezeu îi spune că nimeni de pe corabia aceea nu va muri. Era imposibil lucrul acesta. Era imposibil. Era imposibil ca o corabie să se sfărâme. Am văzut un documentar despre un vaporaș cu vreo 300 de oameni care s-a scufundat la mal. La mal s-a scufundat. Undeva prin nu mai știu ce țară exact. Deci la mal, oamenii l-au încărcat foarte tare, cu vreo 300. Capacitatea lui era de 150, s-au suit pe el 300. La mal. Și s-a răsturnat vaporul și au murit. Aproximativ 100 de oameni au murit la mal, înecați. Ați înțeles? Era Pavel cu corabia în larg, corabie de lemn, fără colaj de salvare, fără nimic, și îi spune Duhul Sfânt așa: Pavele, corabia asta se va sfărâma, dar du-te și zile, nu ține pentru tine, gen, hai să vedem dacă se întâmplă. Nu-mi place credința asta, ai înțeles? Mi-a spus Dumnezeu, dar eu nu spun să văd dacă se întâmplă. Și după ce se întâmplă, mă ridic și zic: mi-a zis Domnul, mi-a vorbit Domnul, frați și surori, ce trăiesc eu acum, mi-a zis Dumnezeu. Păi de ce n-ai zis, mă, înainte? De ce n-ai zis, mă, înainte? Toate lucrurile pe care Dumnezeu ți le spune și știi că vin de la El, spune-le dinainte, amin? Cine este ca mine, spune Dumnezeu în Isaia, care să spună dinainte toate lucrurile care urmează să ți se întâmple? Cine este ca mine? Este un semn distinct al lui Dumnezeu, care nu există la niciun alt Dumnezeu. Anume, să spună Dumnezeu ce urmează să se întâmple. Tot ce s-a întâmplat în Biserica Profides și tot ce s-a întâmplat cu Biserica Profides a fost anunțat înainte. Cine știe asta? A fost aici când am spus totul. Haleluia! A fost aici. Este fantastic să vezi cum Dumnezeu împlinește tot ce zice. Asta e puterea mea. Asta e puterea mea. Dacă ar veni cineva și mi-ar spune: Tony, Dumnezeu nu există, l-aș ține de vorbă, cred că 24 de ore, dacă m-ar ține trupul ăsta. 24 de ore în care i-aș spune toate promisiunile pe care Dumnezeu le-a împlinit față de mine. Amin? Haleluia! Mi-a făcut Dumnezeu o promisiune și întârzie promisiunea asta. Și m-am rugat și am zis: Doamne, sigur e promisiunea Ta? Și știi ce mi-a zis Dumnezeu? Mi-a zis așa: Tony, eu într-o promisiune pun toată ființa mea. Toată ființa mea. Eu girez cu toată ființa mea într-o promisiune pe care o pun. Haleluia, amin? E fantastic. Dacă promisiunea aia nu se întâmplă, înseamnă că eu, Domnul, nu exist. Dar dacă se întâmplă, înseamnă că eu, Domnul, sunt viu. Amin? Haleluia. A împlinit Domnul promisiunile față de tine? Ia să vedem. Haleluia. Înseamnă că Dumnezeu există. Amin? Îi spune Dumnezeu lui Pavel: se va sfârma corabia, dar tu du-te și îi spune capitanului acestei corabii că nimeni nu va muri, toți veți trăi. Cum, Pavele? Că noi nu știm să notăm. Cred că mai mult de jumate nu știau să note.
nu știu, nu mă interesează, o să vă țină îngerii pe palme, o să plutiți ca lemnul la suprafață, dar veți ajunge cu tot. S-a întâmplat asta? S-a întâmplat. Și când a ajuns Pavel pe mal, l-a mușcat o năpârcă și n-a murit. A mustrat-o numele lui Iisus Hristos și a zis, eu trebuie să ajung la Cezar, pentru că era în fapte, avem un verset în care Dumnezeu îi spune, Pavele, să nu-ți fie teamă, pentru că cum ai mărturisit la Ierusalim, trebuie să mă mărturisești și la Roma. Și a venit năpârca la jumate. La jumate Pavel s-a întâlnit cu o năpârcă și l-a mușcat năpârca și a zis, pleacă de aici, că eu am o treabă de făcut. Un foc cu tine. A căzut năpârca în foc. Nu știa făcut cu veninul, dacă știa tactica aia. Știi? A tras veninul de acolo și a zis, eu